Aflându-mă eu odată în partea tebaidei pentru folosul și încredințarea cea de la părinți, bărbați cu fapte bune, care locuiau acolo pusticindu-se, aveam multă grijă și o sârdie să aud învățăturile cele mântuitoare și folositoare de suflet și cuvintele cele duhovnicești ale oamenilor celor cu adevărat cerești și îngeri pământești ca să le am în cugetul meu și să iau ceva roadă bună și între celelalte povestiri care se spuneau spre folosul celor ce ascultau, unul din bătrânii zici mai sus, avă bătrân cu vârsta și prenumit în viața monahicească, a zis și această istorioară vrednică de pomenire. S-a întâmplat odată de a trecut prin părțile acelea un pusnic vestit în fapte bune și mulți, ascultându-l și folosindu-se, își mărturiseau la el păcatele lor. Între ei s-a aflat și un om cu simplitate și fără răutate, cu meșteșugul păstor, care din copilăria lui s-a hrănit și a crescut în pustie, neștiind altceva fără numai papaște oi. Pe acesta, cuviosul a început a-l întreba și a-l cerca în chip duhovnicesc, ispitind adâncul inimii lui să cunoască dacă nu cumva și el, ca un om purtător de trup, a făcut vreo greșeală ca să-l îndrepteze. După ce l-a mărturisit cu deamănuntul după rânduială, l-a întrebat și despre păcatele cele de moarte, unul câte unul, ca să poată să răspundă mai ușor. Dar el mereu zicea că are dorință să se mântuiască și să ajungă cu lesnire în rai. Atunci, bătrânul l-a sfătuit să se țină totdeauna de calea cea dreaptă, ca să afle ceea ce dorește, iar acela i-a răspuns cum că are trei zile de când tot umblă pe cale dreaptă și nu dorește altceva fără numai mântuirea lui. Și văzând cu viosul simplitatea și nerăutatea lui, a rânduit să fie primit în mănăstirea de acolo, de aproape. Egumenul l-a primit cu bucurie ca pe un trimis al lui Dumnezeu, l-a făcut monah, îmbrăcându-l în chip monahicesc și a rânduit să îngrijească biserica. Iar el a primit cu bucurie și își făcea slujba fără lenevire. Într-una din zile, egumenul s-a dus la el și l-a aflat că îngrijea și curăța biserica și îl sfătuia ca să facă cu grijă și cu o sârdie slujba lui, ca să aibă plată de la Dumnezeu și să ajungă de grabă în raiul pe care îl dorește. Iar el a pus metanie egumenului și a zis Îți mulțumesc, Sfinte Părintea lui Dumnezeu și cinstite stareți, că mă sfătuiești cele mântuitoare, însă și eu te rog pe spinția ta ca să-mi spui ceva. Acela care și de sus, deasupra, pe bolta bisericii, ca legat și nu poate să se miște, nici să se pogoare deloc, și care nici n-a mâncat nimic de când am venit eu în biserică. Cine este? Și zicea acestea, neștiind că este Hristos, zugrăvit sus ca de obicei, și mirându-se pe gumenul de nevinovăția și nerăutatea inimii lui i-a zis glumind. Acesta pe care îl vezi acolo sus avea în grijă biserica mai înainte de tine și fiindcă nu îngrija cu o sârdie și cum se cuvenea, l-am canonisit să stea acolo sus precum vezi. Pentru aceasta ia aminte și tu să nu pățești asemenea. După ce a auzit acestea, acel om cu adevărat binecuvântat și fără răutate a tăcut, nemai zicând nimic egumenului. Dar seara, după ce și-a luat merticul său de pâine de la chelar, s-a dus înăuntru bisericii. Și după ce s-au liniștit toți părinții, el, crezând de adevărate cuvintele egumenului, pe care i le-a spus glumind, cum că stăpânul Hristos a fost slujitorul bisericii, și pentru că nu făcuse cu o sârdie slujba lui, l-a canonisit să stea acolo sus, de jos l-a chemat să se pogoare, mâhnindu-se și durândul inima pentru el și a zis ca și către un viu. Pogoară-te, frate, ca să mâncăm. Iar cel ce locuiește în cei smeriți și blânzi și fără răutate, domnul cel smerit, cel ce se odihnește în inimile oamenilor blânzi și iubește smerenia și nerăutatea, a zis o minune. Mă tem să mă pogor, ca nu cumva să afle egumenul și îți va face ceva rău și vei avea necaz din pricina mea. Iar cel smerit a zis iarăși, pogoare -te fără îndoială și fără frică, că toți se liniștesc și dorm și eu am ușile încuiate bine și nu ne va simți nimeni, că mestejale de tine să stai flămând atâtea zile. Și martorul este Domnul, că de nu te vei pogărâ, nici eu nu voi mânca. Atunci s-a pogorât Hristos cel arătat și, șezând, mâncau și vorbeau împreună, veselindu-se. Și făcându-se acestea în toate serile, trecând câtva timp, s-a auzit în mănăstire că monahul cel nou are pe cineva cu care vorbește în biserică. Și se mirau toți, știind bine că acolo, înăuntrul bisericii, nu era nimeni și nici cu putință să se afle altul în ceasul acela în care toți se odihnesc. Și de multe ori se duceau și băteau la ușă pe din afară ca să vadă cu cine vorbește. Dar îndată ce făceau zgomot cei din afară, cel ce mânca cu monahul cel simplu se scula de grabă de la masă se înălța sus și ședea la locul lui, nemișcat și fără să grăiască, ca și mai înainte. Atunci că lugărul nostru deschidea ușa și, intrând monahii, îl întreba cu cine a vorbit, iar el se le păda zicând că nu este nimeni, ci numai el singur. Și, neaflând nimic, se întorceau mirându-se. După mai multe zile, fiindcă tot se auzea vorbire înăuntrul bisericii, Călugurii au pus un frate care era mai iubit acestuia decât alții ca să-l întrebe, făgăduindu-se cu jurământ ca să nu spună la nimeni. Așadar, ducându-se fratele acela, îl întreba cu dinadinsul, dar el nu voia să mărturisească adevărul. Însă mai pe urmă, după ce l-a jurat, abia i-a spus pricina cu sila cum că se pogoară stăpânul nostru Iisus Hristos pe care el îl socotea că stă pentru certarea egumenului și mânca și vorbea împreună cu el. Și cum că cel ce îi arătat, i s-a arătat i-a făgăduit pentru binele ce îl face, de o ospătează mereu, care să-l ia în casa tatălui său, să-i facă un ospăț minunat și atât de dulce, încât să nu-l uite niciodată, încredințându-l care un tată prea bogat și prea bun. Acestea, dacă le-a auzit acel prieten al lui, înspăimântându-se, binecuvânta pe Dumnezeu pentru minuna pe care i-a învrednicit a o auzi și, alergând de grabă, a povestit egumenului totul, mirându-se și el mult după ce a auzit. Și a câștigat mare evlavie față de monahul acela și, chemându-l îndată, voia să audă și din gura lui acea vedere minunată și făcătoare de bucurie. Întrebându-l, mai întâi nu voia să spună, pricinuind că fără de vină îl clebetește prietenul lui, spunând lucruri pe care el nu le-a văzut. Și acestea o făcea că se temea ca să nu se mânie egumenul pe cel ce era canonisit, că mănâncă, bea și vorbește împreună cu el, ca să-i mai dea și al canon. Dar fiindcă egumenul îi dădea îndrăzneală și îl jura ca să-i spună tot adevărul, i-a spus cu deamănuntul toate. Și la urmă a cerut voie de la egumen să-l lase să meargă la ospățul pe care i l-a făgăduit prietenul lui, și care îl va face în casa tatălui său. Iar egumenul i-a făgăduit că îl va lăsa cu bucurie, numai dacă și el va făgădui că îl va chema la acel ospăț. Atunci, cel fără răutate, i-a făgăduit că va pune o sârdie să roage pe prietenul lui ca să lea și pe egumen la ospăț. După înțelegerea aceasta, s-a dus iarăși la biserică și, după ce a noptat, luându-și după obicei merticul său, porția de pâine, a închis bine ușile și a chemat iarăși pe fratele ca să se ospăteze. Și în timp ce mâncau și vorbeau împreună despre bunătățile pe care avea să le dobândească în casa tatălui său, monahul și-a adus aminte și de egumen și se ruga cu din adinsul să-l primească și pe el la acel ospăț. Iar stăpânul Hristos i-a răspuns că egumenul nu este vrednic să se împărtășească nici din fărămiturile ce cad din masa aceea, și a spus să nu-l mai supere pentru aceasta, că nu se poate. Și făcându-se dimineața, egumenul aștepta răspunsul cu frică și cu cutremur, voi să știe de-l primește și pe el stăpânul Hristos să se odihnească cu sfinții lui. Și auzind de la cel fără răutate că nu este vrednic să dobândească astfel de veselie, s-a mâhnit foarte tare și a rămas în mare necaz cu inima. Dar știind noianul cel nemărginit al milostivirii lui Dumnezeu, că face voia robilor lui celor simpli și fără răutate, precum era și acesta despre care ne este cuvântul, a căzut la picioarele lui și se ruga cu lacrimi zicând Fiule, roagă pe iubitorul de oameni Dumnezeu să nu mă urască pe mine păcătosul, pântinatul și nevrednicul, mai mult decât toți oamenii, ci să merg și eu împreună cu tine la acea cină cerească roagă și silește pe cel nesilit de bieste cu putință să mă ierte, că știu că poți să te asculte pentru simplitatea și nerăutatea fericitului tău suflet. Cu acestea și altele mai multe fiind rugat acel monah de către egumenul lui, noaptea când așezu să mănânce iarăși cu stăpânul nostru Hristos, i-a spus din nou despre egumen, dar domnul i-a răspuns, Ți-am spus, frate." Că nu este vrednic din pricina neînfrânării lui și să nu-ți pese de el. Atunci, cel simplu și fără răutate, a zis: stăpânului Hristos, bine zis că pe gumenul nu este vrednic de masa cea de sus, dar pentru pâinea cu care ne-a hrănit atâtea zile, care, dacă ne lipsea, muream de foame, primește-l. Oare să nu-l primești pentru această facere de bine a lui? Atunci Stăpânul Hristos, văzând nerăutatea și multa iubire de oameni a sufletului celui următor lui Hristos și zâmbind pentru cuvântul lui, a zis Pentru dragostea ta și pentru grija ce o ai pentru aproapele tău și pentru ca să nu te mâhnesc, îl primesc. spune dar să se îndrepteze bine și după opt să veniți amândoi împreună la bucuria cea pregătită. Și ieșind afară, Monahul cel simplu a spus această veste prea veselitoare și plină de bucurie pe gumenului, mai întâi să se pregătească prin mărturisire și pocăință în acele opt zile și apoi să meargă împreună cu el. Iar egumenul s-a bucurat foarte mult și îndreptându-se prin mărturisire și pocăință adevărată, cu inimă înfrântă, după opt zile, împărtășindu-se cu preacuratele și de viață făcătoarele lui Hristos taine, bolnăvindu-se puțin, S-a odihnit în Domnul Dumnezeul nostru, iar cel simplu și-a dat sufletul său cel sfânt, acolo unde mânca și vorbea cu dulceață cu iubitul său stăpân. Și așa s-a suit egumenul cu cel simplu la viața cea fericită și nesfârșită, pe care să dea Dumnezeu să o dobândim și noi cu darul lui. Amin.